Concursul organizat în colaborare de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Academia de Studii Economice din Moldova a marcat cea de-a 10-a ediție cu tema Profesia Contabilă în era provocărilor digitale. Avem o colaborare fructuoasă pe parcursul acestor 10 ani. Am început mai multe proiecte comune, printre care concursul DAT, deoarece suntem la ediția a 10-a, avem un program comun de studii în care studenții de la ASEM învață concomitent și la Universitatea din Suceava și primesc în final două diplome, precum și studenții din USV primesc două diplome, diploma ASEM. Am reușit astăzi în cadrul Facultății de Economie împreună cu Departamentul de Contabilitate, Audit și Finanțe să aducem acest concurs până la această ediție și lucrările la care am asistat astăzi, putem spune că am avut prilejul să cunoaștem viitoarea pepinieră de doctoranzi ai domeniului de economie, de business și implicit de contabilitate. Probabil că ați observat și dumneavoastră că marea majoritate a lucrărilor au avut un caracter interdisciplinar, chiar transdisciplinar, ceea ce denotă că studenții noștri și-au însușit pe deplin competențele programului de studiu pe care îl studiază și, în concluzie, nu așteptăm decât feedback-ul mediului de afaceri, pentru că toate rezultatele obținute de cercetările prezentate astăzi sunt destinate, de fapt, mediului de afacere sucevean, pe care îl așteptăm să vină alături de noi, să ne cunoască studenții și, evident, să le oferim o mai bună ofertă educațională. Competiția Profesia Contabilă, o carieră de succes, a reprezentat o platformă pentru studenții din domeniul contabilității, auditului, finanțelor și economiei pentru a prezenta soluții referitoare la transformările aduse de digitalizare și inteligența artificială în aceste domenii. Ediția din acest an, a 10-a ediție, așa cum precizam, a presupus o etapă preliminară, o etapă care s-a desfășurat în Moldova, o preselecție, de fapt, a lucrărilor, a celor mai bune lucrări pentru a participa la etapa finală de astăzi și o etapă de preselecție care a avut loc la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Și astăzi, în etapa finală, s-au calificat 11 lucrări, 6 pe secțiunea de licență și 5 pe secțiunea de masterat. Juriul din acest an este gândit de așa manieră încât să acopere întreaga problematică a studiilor economice, a problemelor cu care se confruntă economia internațională astăzi. Evenimentul a oferit studenților ocazia să își demonstreze cunoștințele și să interacționeze cu experți din domeniu într-un cadru competitiv și stimulativ.